Salut YouTube, nu faceți asta decât dacă biciclist fără mânuși și pielea pe mâini e super bătătorită. Vreau să vă arăt astăzi, tocmai am curățat lanțul, antena de curățat, am curățat și pinioanele și foile și vreau să fac un film în care să vă arăt cum să vă dați seama când trebuie schimbat lanțul. Lanțul e cea mai ieftină piesă din transmisie, dar și care se uzează cel mai repede. Bineînțeles, se uzează în funcție de cum îl țineți. Dacă îl țineți în stare foarte bună și îl curățați constant și nu mergeți prin medii pline de nisip sau cu mizerie, prin ploi, o să vă țină destul de mult pe cursieră, mă refer. Și ca să știți când e terminat, Aveți nevoie de o sculă ca asta, se numește oleră și vă arată cât cu ea puteți măsura întinderea lanțului. Ce înseamnă întindere? Întindere, lanțul are, fiecare zală e o parte în mișcare. Între ele apare uzură cu timpul, normal, și apar jocuri, mici jocuri între ele. Deci clar că fiecare mic joc se adună pe toată lungimea, se însumează toate jocurile acelea mici pe lungimea lanțului și se vor însuma și normal va apărea lanțul ca având o lungime mai mare cu timpul. Cu cât e uzura mai mare, cu atât și el este mai lung. Cea mai simplă variantă de a vedea cât este de uzat, respectiv cât are întinderea, e să folosiți o sculă din aceasta, cum v-am zis, se numește leră. Și uitați cât de simplu este, fără să-l dați jos, nu trebuie decât să o puneți pe poziție și să vedeți. Dacă ea pică până jos, înseamnă că lanțul e întins și normal trebuie schimbat. Dacă rămâne, vedeți cum este aceasta în sus, încă în aer, deci nu cade complet ciocul acesta, nu cade înăuntru, înseamnă că lanțul este încă bun. Bineînțeles, trebuie să luați, să faceți măsurături în mai multe puncte ale lanțului. Ia să vedem aici. Lanțul acesta, vreau să vă zic, e un Dura-Ace 9000 și îl am cam de 9000 de kilometri. De 5000, scuzați, de 5000 de kilometri. El e 9000. Și tot timpul, cam la 200 de kilometri, 250, îl curăț cât pot de bine, curăț și pinioanele, curăț și foile. Cum v-am zis, lanțul e cel mai ieftină piesă. El, dacă se întinde, o să vă distrugă atât pinioanele, normal, nu mai pică cum trebuie și o să înceapă să creeze o uzură atât în pinioane cât și în foi. Foile pot să ajungă, în funcție de ce pedalier aveți, pot să ajungă și la câteva sute de euro. Aceasta, cred că o foaie de Ultegra e undeva pe la 100 de euro acum. Iar un set de pinioane, să spunem, tot un set de pinioane bun e tot undeva la un 50 de euro, tot ajunge. Și mai mult. Pe gând un lanț, acesta l-am găsit undeva la 30 de euro, iar normal ajunge până de la 20 de euro. Deci, dacă vă înlocuiți lanțul la timp și nu vă distruge pinioanele și foile, nu vă distruge restul transmisiei, e cea mai bună variantă. Deci, cea mai ieftină variantă. Schimbați lanțul, nu lăsați să vă distrugă. Deci, un pinion o să reziste cam la două lanțuri. Altă regulă de bază este un set de pinioane. Bineînțeles, dacă îl folosiți cum trebuie. Haideți să mai facem câteva măsurători să vă arăt. Uitați, nu? E bine și aici. Alt punct important, unde aveți quick link-ul sau zala rapidă de desfacere, încercați să o măsurați, pentru că am avut surprize neplăcute. Zala aceasta să se uzeze mai rapid decât restul lanțului și mi-a dărâmat pinioanele. Aici tot timpul măsurați, uitați, nu e bine, nu cade nici aici până jos, deci nu este uzată. La aici să vedeți tot timpul, să încercați să faceți o măsurătoare aici pe zala rapidă, aici are tendința să se uzeze mai repede decât restul lanțului și atunci trebuie înlocuită decât zala rapidă. Ce să vă zic, sper să vă ajute aceasta. Nu uitați cu cât vă țineți bicicleta mai curată și mai în stare mai bună, nu numai că funcționează mult mai bine, funcționează ca nouă, dar sunteți și aveți și mai multă siguranță când bicicliți. Sper să vă ajute filmul ăsta. Dacă vreți să aveți vreo nelămurire, lăsați întrebări
la coment. Numai bine, nu uitați să vă abonați, ride safe și, nu, și tot ce vă doriți. Numai bine, pa, pa!